Vai, cum arată. Nu te cred. Ia, vezi, bro. Vai. S-a terminat. Salutare, dragi viitori de mașini. Bine ați venit pe vreun vlog. A venit coletul de la Tuner Shop. Și până îl desfacem, te invit să lași în comentarii ce crezi că am primit. Foarte interesant este că mulți dintre voi ne-ați spus în comentarii să schimbăm, să facem un upgrade la asta. Hai să vedem. Bun, și hai să ne apucăm să-l desfacem, să vedem exact ce am primit. Dar ideea principală este că vrem să-i facem un upgrade la grila de la Transporter. Cam mare. Te așteptai să fie așa mare, Petre? E cât tine. Hai să vedem. Petre, oare știi să o punem noi? Eu zic că ne descurcăm. Apropo, băieții de la Tuner Shop nu aveau produsul ăsta pe stoc, adică nu exista pentru Transporter să-l aibă pe stoc. Și asta apreciez și mi se pare extraordinar ce fac ei, pentru că au o legătură cu clienții și aduc oamenilor ce își doresc. Eu i-am spus, vreau să anulăm grila, pentru că mulți oameni mi-au scris și pur și simplu, fără să fie produsul pe stoc, mi l-au comandat. Mi se pare genial. Ia, vezi, bro. Ma. Pare se potrivește? Pare mare. Eu zic că se potrivește. Hai să vedem. Vai, cum arată. Bă, nu te cred. Ia, vezi, bro. Ma. Ia. Vai. Oare schimbă? Hai să desfacem și să vedem cum arată. Bun, și avem aici în colet. Asta e anularea logo-ului de pe capotă. Dar nu-mi dau seama exact. O să se pun aici. Și un glue. Un super glue. Ca să lipim pe capotă. Bun, și pentru a face upgrade-ul ăsta, deschidem capota, desfacem șuruburile astea și vedem dacă se potrivește. Pentru asta avem o trusă de scule. De unde altundeva decât de la Car Vertical. Și acum cred că ar fi interesant să-ți las și un raport pe care l-am găsit astăzi cu dușmania asta de mașină. Clar am găsit cel mai nasol raport Car Vertical pe care l-am făcut vreodată. Pregătiți-vă că n-ați văzut niciodată așa ceva. Uitați-vă la bijuteria asta de mașină. Din Statele Unite a ajuns în Lituania, după care a ajuns în Polonia cu două daune adăugate. Kilometrajul arată teoretic cu probleme, dar sunt sigur că e o problemă de înregistrare. Și avem daună în Statele Unite, încă o daună în Statele Unite, încă o daună în Statele Unite, o daună de 200.000 de euro în Lituania și încă una în Polonia de 200.000 de zli. Uiuiui! Și fiți atenți aici, în 2017, un Rolls-Royce Wright, $18.100 a costat mașina asta, sunteți nebuni, după care s-a vândut cu 121.000. Aici afacere, fraților! Avem și informații despre mașină și... ia vedeți, băieți! No, uitați hal de mașină. Așa arăta în 2017. Și așa arată în 2021, băieți. Vă vine să credeți? Un premiu Nobel pentru cine a reparat-o. Vă rog. Cum să fie un Rolls-Royce $18.000? Ați cumpărat sau nu mașina asta? Și uitați-vă în ce hal arăta. Petre, ai cumpărat mașina asta? Nu. Bun, și am reușit, am desfăcut toate șuruburile. Trebuie băgată cumva și agățată. Bun, hai să vedem. Hai să o punem pe altă. Ia să vedem cam cum arată. Eu ce badass-i. Dar, bro, urlă după sticker-ul ăla. E necesar. Cred că ăsta e cel mai vizual lucru pe care poți să-l faci fără nicio cunoștință. Pe de altă parte, cred că e mișto la Volkswagen. Că dacă ar trebui să schimbi la altceva... Aici la noi e simplu. Următorul pas este să desfacem acest superb super glue. Lipim această zonă. Oare o să ține? Toate că nu prea are ce să nu țină. Eu zic că da. După care luăm acest super glue și îl vom lipi. Durează un pic, nu? Eu zic că da. Bun, și... s-a terminat.
acum hai să punem un before and after. Bun, și după ce am terminat duba, pentru că într-un final a trebuit să mai dăm încă o dată grila jos, pentru că mai avea niște urechi și am zis, bă, trebuie să le punem cum trebuie. Vreau să vă povestesc ce am pățit în ultimele câteva zile. Acum vreo săptămână, în momentul în care am ieșit cu al nostru Canam, am fost până la Casa Poporului, nu? Da. Și am avut un moment mai puțin fericit. Patrick, tu știi despre el? Nu. Hai să-ți povestesc. Știi ce e asta? O parte din Canam. Exact. Dar știi de ce nu este pe Canam? Pentru că s-a rupt, dar nu știu cum. Hai să-ți povestesc cum. A noastră Betty a vrut să facă o poză pe al nostru Canam. Și a ales o variantă de coborâre forțată, cu craci în sus, pe spate, de pe locul pasagerului, pe loc, pentru o fotografie, și în cădere, brațul acesta a fost sacrificat. A durat, cred că vreo 2 sau 3 zile. Băieții de la Aeronautica s-au mișcat extraordinar de repede. Ne-au trimis brațul nou, care este deja montat pe Canam. Și acum dăm o geană la Aeronautica să vă arătăm ce noutăți mai au în showroom-ul de acolo. Suntem la Aeronautica și hai să intrăm în interior să vedem ce echipamente interesante mai au. Uite-te aici. Da, frumos. Oare ce este asta? E un RS. Mamă, bro. Turbo RR. Neville SX RR. Suntem în paradisul BRP și hai să-ți explic și de ce. Avem 3 bucăți de Maverick Max XRS. Are 200 de cai putere, 880 de kilograme și 4 locuri. Asta este la aceeași putere, dar cu 2 locuri și e mai ușoară. Cât dezvoltă 200 de cai la 762 de kilograme. Ești nebun la cap? Asta e echivalent la 800 de cai la o mașină. Asta e încă una la fel. Asta e XMR. Asta are tot 200 de cai, 797 de kilograme. Și hai să mai vedem un utilitar. Asta e 6x6. E un 6x6 de 80 de cai. Uite, ești un pic acolo. 82 de cai. Asta încarce aici, cred că... Punem un simulator în ea. Direct. Ui, hal de amortizat. Compensatoare pe gaz. Păi cât bine. Ăsta e un Outlander. Dar am văzut unul foarte interesant acolo în față. Și de ce zic interesant? Pentru că e un echipament, o unitate, ce permite să se scufunde. Nu să te scufunde, adică să poți să mergi mai jos. Hai să vedem. Despre ăsta este vorba. E un Outlander XMR 1000R cu radiatorul sus, în așa fel încât să poți să intri în apă cu el. Și hai să vedem la celelalte, la Sea-Doo, Ski-Doo. Da, avem așa, Sea-Doo de 300. 300 de cai. 300 de cai. Motor de 1.6. 385 de kilograme. Aproape 1000 la mașină. Un cal pe kilograme, ești nebun. Ia să-l vedem și ăsta de zăpadă. Deci ăsta este de 180 de cai. Deci ăsta cred că e la puiuț. Ia vezi, bro, sistemul audio. Deci ăsta are 3 locuri, la fel ca celălalt. Și ce upgrade are față de la de... În afară de culoare nimic, e tehnic vorbind de... Același. Da, ai văzut ce detalii au? Ia uite-te și asta aici că e parte. Și ăla o să fie de poliție? Ăla da, va fi de poliție, dar asta, repet, el vine negru cum e în fișa aia tehnică de acolo și i-am vopsit... Ai vopsit? Da. Da, nu prea am văzut în trafic. Ai văzut în trafic? Niciodată. Ia vezi, încălzire în scaune, pe locul din spate, e nebun, nici la mașina de stradă n-ai așa ceva. Da băieți, și am ajuns acasă, mi-ar plăcea să-mi lăsați în comentarii care dintre minunățiile pe care le-ați văzut în clipul de astăzi le-ați alege dacă n-ați avea o problemă de buget. Acestea fiind spuse, eu am fost Mihai Beldie, tu astăzi ai urmărit vreun vlog și până la următorul material, nu uitați, iubiți-vă mult, mașinile, pa, pa!